În cadrul unui proiect moldo-european privind transferul de experiență antreprenorială, la Ungheni a avut loc vizita a doi experți din Republica Cehă, care s-au întâlnit cu reprezentanți ai casei antreprenoriale și centrului de business de aici, pentru a împărtăși ungenienilor experiența cehă în domeniul antreprenoriatului, tema discuției fiind incubatorul de business, un instrument de susținere și dezvoltare a afacerilor. So this year the task is to help Moldovan towns, cities, villages, regions, universities build science and technology parks or incubators or something like that. Deci acum ne propunem să ajutăm colegii din Moldova să construiască aceste parcuri tehnologice, incubatoare de afaceri și să facem un transfer tehnologic. In the Czech Republic we have a big experience with these things. În Cehia există o experiență destul de vastă și mare referitor la așa tip de proiecte. Am vrea să vedem dacă am putea cu concursul experților să accesăm niște proiecte care ne-ar da posibilitatea să fortificăm business incubatorul nostru, pentru că el este viabil. Reprezentanții Centrului de Suport al Businessului din Ungheni le-au povestit experților cehi despre activitatea incubatorului de afaceri de aici, care are 32 de oficii și oferă micilor antreprenori în primii 3 ani spațiu pentru arende cu reduceri substanțiale. And I mentioned for them that it is very dangerous to give something to the clients free of charge or only 50% and so when they leave the incubator they bankrupt. Și am zis că este foarte periculos pentru rezidenți să le acordați discounturi foarte mari, până la 50%, chiar înainte de ce când ei pleacă. Deci e bine primii 2 ani să le faceți reduceri și înainte ca ei să plece să le ridicați prețul chiar peste medie pe piață, ca ei să fie pregătiți. Delegația cehă aflată într-o vizită oficială la Ungheni își propune viitorul apropiat să ajute, grație experienței sale, la construirea parcurilor tehnologice și incubatoarelor de business în mai multe localități din Republica Moldova.